Bun găsit tuturor la noua noastră ediție a podcastului săptămânal România știi bine. Continuăm să urmărim reacțiile care au apărut după materialul difuzat la România Te iubesc în această duminică. Încă o dată vă mulțumim că l-ați urmărit în număr atât de mare. A fost un material foarte greu de privit, inclusiv pentru noi, cei care stăm în spate și privim imaginile needitate. Pentru toate aceste reacții, pentru ce se întâmplă acum, când nimeni nu mai are nicio scuză să spună că nu știa și că nu știe ce se întâmplă în spitalele de psihiatrie din România, stăm de vorbă cu Paula Herlom. Bună! Bună! Și cu deputatul Emanuel Ungureanu. Bună ziua, mulțumim! Bună ziua. Sunteți aici pentru că ați documentat cu filmări nenumărate cazuri în care pacienții erau tratați absolut inuman. Ați reușit să intrați și să filmați în locuri unde noi nu avem acces, presa nu are acces, în locuri unde publicul nu are acces. Asta este explicația pentru care domnul Ungureanu este aici cu noi și îi mulțumim. Paula, o să încep cu niște reacții care au venit imediat după difuzarea reportajului de duminică. Șocant, felicitări, ești grozavă, mă mir de curajul tău, ne scrie Emilia Olosutean. Nu pot să cred, Rodica Bobeanu. Și totuși există inși cărora nu le pasă de semenii lor. Mari Maricica, mă întreb, managerii acestor instituții nu au și eu conștiință, cum pun capul pe pernă seara? Astfel de reacție a stârnit materialul tău. Poți să ne spui, te rog, de unde ai plecat? De unde am plecat? Am plecat de la, ca toată lumea, de la cazul Săpoca, când 7 oameni au fost uciși de un pacient aflat în delir etilic. Și atunci s-a discutat pentru prima dată despre ce se întâmplă de fapt în spitalele de psihiatrie. Să înțelegem că aceste instituții sunt închise, doar angajații au acces acolo și cei care conduc instituțiile. De cele mai multe ori sunt la marginea orașului sau în comune ascunse, diferite de ochii lumii, și nimeni nu știe ce se întâmplă acolo de fapt. Plecând de la întrebarea asta, oare ce se întâmplă în celelalte spitale de psihiatrie, am început să documentez subiectul. Văzusem că Emanuel Ungureanu fusese la Borșa și l-am contactat să înțeleg ce a văzut în plus față de ce văzusem pe imaginile pe care le filmat. Și acum îl întrebăm... domnul Ungureanu, de ce ați fost la Borșa? Am fost la Borșa pentru că am auzit de situația de la Săpoca și după aia am primit reacții că ar fi în Cluj lucrurile mai rău decât acolo. Eu nu am crezut că pot să existe locuri pe pământ așa cum le-am găsit la Borșa și n-am crezut că noi ca societate putem tolera atât de ușor dezumanizarea. Noi nu vorbim aici despre un fenomen izolat. Este îngrozitor și Paula ar putea să confirme, să vezi după ce dai imaginile din acel castel al ororii cu oameni care stau 26 în cameră, care sunt spălați la cisternă, în curtea care este plină de lemne, care arată ca un lagăr de concentrare. Imaginile sunt terifiante, adică din Hitchcock, o regie de film horror nu poate să redea un castel unde bântuie niște ființe umane pe lângă gratii, urlă, trăiesc în condiții mizere, în condițiile în care la 50 de metri există o primărie, cum se zice, țiplă, cu acoperiș perfect, o clădire reabilitată. Pe mine m-a îngrozit faptul că după emisiune am primit reacții de genul stai puțin, să vezi unde e în locul X, Y și nu le zic în ce locuri, pentru că eu merg mai departe. Pentru mine nu este doar o emisiune, nu suntem la un talk show, suntem la un real life, adică oameni dezumanizați, dezbrăcați, bătuți, ținuți legați, cu o medicație care nu are niciun fel de protocol. În România vorbim despre un fenomen, nu este o chestiune izolată și Paula... Da, am fost în mai multe spitale de psihiatrie. Într-unele am reușit să intru, în altele nu. Dar situația este una generalizată. Există, desigur, și excepții. Am primit pe Facebook mesaje că există spitale unde se face treabă bună și îi felicit pe oamenii de acolo. Așa ar trebui să fie în mod normal. Dar în cele mai multe spitale de psihiatrie, și așa cum spune și domnul deputat, am primit foarte multe mesaje pe Facebook după emisiune cu alte și alte spitale în care situația este și mai
Și mai gravă. Da, de ce? De ce? Explicația a venit chiar de la directorul de îngrijiri de la Socola, o doamnă care ne-a spus, pentru cei de afară care vin aici pare terifiant, dar pentru noi este normalitate. Oamenii care de zeci de ani vin și văd același lucru la serviciu, pur și simplu, lor nu li se mai pare nefiresc faptul că lenjeria e murdară, că ei umblă de sculți când sunt câteva grade, că au hainele rupte, că toaleta arată îngrozitor. S-au obișnuit cu aceste condiții. Mai grav este că parte din oamenii internați acolo, la regim închis, și când spun regim închis, imaginați-vă două saloane cu 15 paturi fiecare și un hol între ele, și oamenii aia făceau pur și simplu ture dintr-un salon în altul, era singurul mod în care ei se puteau, mai rău ca la pușcărie, fără să simți aerul. Da? Nu aveai, erau niște geamuri cu gratii care se deschideau, dar tu nu vedeai nimic, vedeai niște copaci. Și dacă voiai să ieși afară, și-am întrebat, cum ies oamenii ăștia afară? Strict însoțiți. Păi și cine însoțește? Uneori noi. Dar de cele mai multe ori ei stau acolo închiși. Imaginează-ți că eram acolo și unul dintre pacienți se enervase pentru că un altul țipa, era în delire de licșiel, da, și era legat de pat. Și în timp ce eram acolo, sub privirile noastre și ale angajaților, s-a dus și l-a amenințat cu pumnul fără ca cineva să-l oprească. Din nou, probabil era un tablou firesc pentru angajați, pentru mine a fost șocant. Știi ce mi-amintește de reportajul de la Cighid? De la Cighid. Când ai vorbit cu îngrijitoarele despre copiii lăsați în condiții absolut incredibile. Da. Și care, cărora le se părea la fel, da, de la un moment dat încolo, da, nu erau rău îngrijit. Nu așa cum îi arăta Paula imaginele, știți? Îi punea imaginele în față și, dar nu așa a fost, asta nu era la noi. Adică cumva eu eram copii dezbrăcați care mâncau fecale și aceea nu erau rău îngrijiți copiii și jupeau hainele, de-aia erau dezbrăcați. Adică de asta îmi vine atât de greu să cred că oamenii aceia se duc pur și simplu la serviciu ca un om normal, obișnuit, ba mai mult, că cineva oferă mită, oferă șpagă ca să ajungă să lucreze în astfel de condiții. La fel de șocant la Socola, faptul că există acolo trei femei care sunt avertizori de integritate și care și-au asumat această misiune de a filma și de a face publice toate aceste nenorociri. Ei, personalul medical și nemedical se coalizează cumva împotriva acestor femei. Că fac târâs institutul, că fac, că denigrează. Una dintre ele a și fost dată afară, că aduce imagine, atingere imagini institutului. Păi tu, în loc să mulțumești, că asta vorbeam și cu managerul și n-am mai apucat să intre în bucata asta, n-am mai avut loc să o băgăm, și zic, păi a filmat femeia aia, că țineați printre șobolani alimentele. Și l-a spus, ea era în timpul serviciului atunci. Așa și? Păi ea în timpul serviciului se ocupă cu filmări? Păi zic, în loc să mulțumiți că vă atrage atenția asupra unei nereguli, dumneavoastră sancționați și o băgați în comisie disciplinară? Păi era în timpul serviciului. Adică, în loc să vedem ce probleme avem și să găsim soluții, le negăm. Le negăm și mai mult ne întoarcem spre cei care ni le arată. De fapt, asta este o molimă a acestui sistem, care nu știu cum poate, decât va putea dispărea doar prin niște soluții extreme. Ce înseamnă? Să faci curățenie, domnule, în locurile astea. Da, managerul spitalului de la Brașov vorbea despre faptul că pur și simplu instituțiile astea trebuie dărâmate și construite altele. Și el vorbea altele. De un sistem shelter în care acești pacienți sunt... Aici voiam să ajung. Da. Care sunt soluțiile care funcționează? Pentru că, domnule deputat, Paula, voi ați vorbit și vorbiți și acum despre niște lucruri îngrozitoare. Da. Lipsește tratamentul din ceea tratamentul ce descrieți voi. Sistem. Acești pacienți nu par nici pe departe să fie tratați. Pentru că ei primesc o medicație care este bună, rea, asta știu medicii, dar ei nu au nicio șansă la o viață demnă, nu au nicio șansă la integrare în societate. Ei, unica lor șansă e să scape vii din aceste locuri. Și nu știu câți dintre ei scapă vii, dacă ne uităm pe un raport al Centrului de Resurse Juridice, unde se spune că 457 și-au pierdut viața anul trecut. Enorm. Enorm, într-un singur spital. Întreb eu, câte anchete penale s-au declanșat după aceste decese? Nu s-a declanșat nicio anchetă penală pentru că oamenii ascund mizeria și mă refer la personal, de la infirmieră la medic. Oamenii care intră într-un asemenea lagăr ar trebui să aibă conștiința faptului că nu poți lăsa pe un om să-l mănânce păduchii. După ce am fost la grajduri și au aflat unii oameni de acolo, am primit un mesaj în privat de la unul dintre angajați care mi-a scris așa: domnule deputat, de ce nu v-a lăsat să intrați înăuntru? Doar pe camere am văzut că sunt doi în pat. Gândiți-vă că la grajduri în Iași erau dublu de pacienți
în afara numărului de paturi, adică în loc de 100 erau 200. Noi avem o problemă cu oamenii care nu vorbesc, nu vorbesc niciodată, pentru că fiecare spune, am copii acasă, posturile s-au luat pe șpăgi. Am în față un raport de la Socola și l-am rugat pe domnul ministru, am aflat că va lua măsuri, demiteri, control, aștept să comunice public reacții la ceea ce știu că a văzut duminică, însă aici sunt sute de pagini trimise la parchet și rog parchetul să se miște. Oamenii care își cumpără postul, când ai o șpagă de 5.000, 10.000 de euro, păi pe tine te interesează serviciu, ai închis ușa acolo, îi vezi pe ea ca pe niște animale sălbatice. Sunt medici care îmi zic tot așa pe surse, șoptit, în loc să iasă demn, să spună în baza meserielor, a eticii profesionale, să spună, domnule, nu este ok că oamenii ăștia sunt sedați tot timpul. Tot timpul când intram erau așa, legați de pat, legume. Totuși, la pădureni, era o pădure imensă de pe vreo 40 de hectare. Să vezi oameni care totuși circulă, care mai ies de acolo, la Borșa. Aduți aminte, Paula, la Borșa era un om care spunea că e acolo de 19 ani și că e acolo pentru că e un caz social. Asta e o societatea, altă mare comunitatea nu poate să-și arunce bolnavii ca în spitale TBC sau că toate sunt în același fin, la medicină internă, la ortopedie. Îi arunci după gard și gata. Adică nu este o problemă aici de partide și când spune sistemul e ceva foarte abstract. Mi-a zis portarul după ce am revenit la Borșa că fica lui l-a întâmpinat acasă plângând și a zis, tată, tu ești acolo paznic? Tu nu mi-ai zis niciodată că oamenii trăiesc în infernul ăla? Adică noi, dincolo de știri, dincolo de reportaje, eu m-am dus după două luni să întreb ce ați întrebat și dumneavoastră. Dom'le, iarna, vine iarna. Da. 200 de oameni unde stau? Îl întreb pe președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, care de o seamă cu noi, e tânăr. Dom'le, dar ai intrat în interior? Pentru că n-a intrat. El vine la poartă și zice, clădirea aia făcută de un tip de la partid care a proiectat, nu putem vorbi despre asta, pentru că i-am dat un contract prin încredințare la domnul Abrudan, că așa-l cheamă pe ăla, care are o firmă de apartament. Și cum să te duci tu să spui că 2 milioane de euro au fost aruncate într-o clădire improprie, care e goală, și nu poate fi făcută de clădirea care a fost construită vis-a-vis de castelul de la Borșa și care ar fi trebuit să fie locul unde erau găzduiți cei care stăteau în castel. O parte, doar că de 3 ani acea clădire nu poate fi dată în folosință dintr-un motiv realmente stupid. Nu e chiar stupid. Din holul ăsta lipsește o jumătate de metru. Păi e motiv stupid care este pentru că n-a verificat normativ nimeni. Proiectul, n-a verificat nimeni proiectul. Adică, înainte să pui prima mistrie acolo. Dincolo de asta s-a făcut clădirea și nu este stație de epurare. Pe românește n-are unde Continuăm. Să se ducă rahatul. Uh-huh. Da. Deci, nu ai ce să discuți. Dar dincolo de orice discuție, mai oameni buni, când am intrat la Borșa, eu am vrut să văd băile. Imaginați-vă o ușă căzută, tavanul prăbușit la propriu și rahat scurgându-se pe pereți. Deci oamenii care intră în acea clădire, infirmiere, oamenii cum pot trăi cu asta? Adică ei pleacă acasă seara și au gențile și lasă acolo oamenii în mizeria asta. I-am întrebat pe supraveghetorii de acolo, care erau dezumanizați. Voi unde stați? Deci ca să-i supravegheați ăștia 26 cam. Și era într-un colț, un pat pus și spune aici. Păi zic, noaptea, dacă unul are o problemă, femeia asta care stă aici, ce șanse are de supraviețuire? Adică după cazul Săpoca, n-ai văzut un Consiliu Superior de Apărare a Țării, un minister în situație de criză, forma aia de viață de la, cum îl cheamă, din Parlament, care are 15.000 de lei pe lună, să mă fi sunat pe mine, pe dumneavoastră, pe oricine. Oameni buni, ne oprim, este un sistem de exterminare. Să-și lași oamenii cu păduchi, cu purici, dezbrăcați. Era un frig, îți amintești, Paula? Era un frig la Socola.
Deci la Socol era un frig îngrozitor. O infirmieră a izbunit la domnul deputat, duceți-vă și faceți căldură. La clinica de oftalmologie în Cluj, acum câteva zile, în Cluj, la 200 de metri de primărie. N-a fost apă 3 zile. Deci noi coabităm cu mizeria într-un mod inacceptabil pentru mine. Ce? Am mers la minister. La minister, dacă mergeți la baie, la parter, curge rahatul pe perete. Păi dacă ministerul este infect, clădirea în sine este mizeră. Cum să fie spitalele curate? Lumea zice, am obsesie. Oameni buni, voi credeți că e o plăcere să mă duc să stau cu nasul în rahat? Am fost la Târgu Jiu. Acum câteva zile era pișat pe jos. Neferinte cuvinte, suntem politicieni. Oameni buni, e o mizerie îngrozitoare. Pe dacă la Budă nu poți să spui fundul pe un colac curat, tu te duci în salon. La Giurgiu, am fost la Giurgiu. Și când a întrebat de ce nu este să pun la baie, răspunsul a fost, îl mănâncă. Ce răspuns este? Adică îl mănâncă? Păi și dacă... colac la nicio baie. Este, după cazul Săpoca, te-ai fi așteptat să fie luate măsuri. Ce s-a întâmplat după cazul Săpoca? Au fost nenumărate vizite și controle. Avocatul poporului, acel consiliu de monitorizare, ministra însă și s-a dus în câteva spitale. N-a fost în secția aceea unde s-a întâmplat grozăvia, a fost... Da. Undeva într-una din secțiile apropiate de oraș. Absolut. Rapoarte, dări de seamă, vai cât e de rău, sau nu, mă rog. Dar, concret, nu s-a schimbat absolut nimic. Suntem la câte luni de la Săpoca? 3 luni aproape, da? Nimic. Adică să fi văzut o strategie. Cineva se uită din avion la acest timp să zică, băi, câte spitale avem în România de psihiatrie? Sunt 100 și ceva, dacă nu mă înșel. Câți? 17.000 de pacienți. 17.000 de pacienți. Pe cum facem noi cu ei? Păi hai să vedem care trebuie să stea în regim de spitalizare, care poate fi integrat în societate și atunci duși în centre, pentru că există centre de recuperare și reabilitare care sunt alte lagăre, că le-am văzut la România, Tăive și pe alea, deci și acolo e o altă discuție, sau integrați în societate. Spuneam de sistemele astea din străinătate, în care sunt create mici sate, da, pentru acești pacienți, în care ei se gospodăresc. Parte dintre ei cu medicația potrivită și dacă sunt supravegheați, ei pot avea o viață normală, pot avea un job. E dovadă, e fata pe care am filmat-o noi, Felicia, și cu care a stat de vorbă colega mea Electra. Ea, Felicia, dacă nu ajungea întâmplător Ecaterina Ros acolo, Cati Ros, ea și în ziua de azi era închisă la Vulcan, pentru că pur și simplu familia nu știa ce să facă cu ea și au zis, internați-o, că noi nu putem avea grijă de ea. Și a stătea acolo într-un coșmar viu, pentru că era perfect conștientă de ce se întâmplă în jurul ei. Tot ce se întâmplă, a zis, eu când am intrat acolo și m-am văzut, am zis, eu de aici nu mai am cum să scap. Iar acum locuiește singură într-o garsonieră, a avut 3 joburi până acum. Da, într-un fel e soluția replicată pe care am văzut-o la România Te Iubesc, cu centrele de plasament, da, cu centrele în care copiii care de mici nu au fost crescuți cu dragoste și cu toată empatia, au fost învățați să se descurce, să crească, să se gospodărească și acum au slujbe, ba chiar și-au închiriat garsonieră. Adică tu preferi să-i închizi acolo, să nu-i faci util societății. Există o soluție care funcționează. Da, există. Sunt aceste sisteme din străinătate în care ei sunt lăsați, bineînțeles că ei trebuie supravegheați ca să fii sigur că și-au medicația, dar supravegherea asta nu trebuie să fie una de tip spitalicesc. Bun, dar haideți să ne gândim un pic de ce am ajuns aici. Există DSP Cluj. Da. Direcția de sănătate publică este populată de ființe fără suflet. Adică noi trebuia să aflăm despre aceste lucruri, nu mergând eu ca nebunul cu camera și filmând, ne stând voi la poartă și negociind cu un manager incompetent, de ce nu se întâmplă nimic dincolo de poartă. Noi trebuia să aflăm aceste imagini din rapoarte, făcute cu mulți ani în urmă. Ce vă spun eu? În anul 2000, acoperișul acelui castel a fost prăbușit, s-a refăcut în pripă, s-a spart din nou. Deci acum 19 ani, șeful DSP Cluj era profesorul neurochirurgul Florian. Oamenii aceia care au văzut grozăvia de-a lungul timpului s-au căsătorit, au făcut nunți, au mers mai departe. Mersul ăsta mai departe a politicienilor, a oamenilor din sistem care trebuie să se îngrijească de bolnav, cu empatie și cu milă. Mersul ăsta mai departe arată
faptul că noi, ca națiune, deși ne prezentăm de foarte multe ori și politicienii au acest dar să spună suntem minunați, ospitalieri, deosebiți, în realitate, noi avem un centru de exterminare a oamenilor vii cu probleme grave de sănătate la Cluj. Primărie este la 20 de metri și oamenii aceia erau exploatați pentru muncile agricole ani de zile ca niște sclavi, fără ca cineva să spună că nu e ok să e un om fără discernământ și să-l folosești ca o unealtă vorbitoare. Și să spună, cum exploatați că fac ergoterapie? Ergoterapie, o mizerie extraordinară. Îi pun la mânt și la socolă. Deci ei curăță alimente cu obiecte ascuțite, asta spuneau asistentele, că ei sunt puși la bucătărie să curățe alimente, fără să gândească cineva că iau un obiect ascuțit în mână, da? Sau fac curățenie și asta înseamnă ergoterapie, că îți vine să și râzi când auzi aceste mânt. Dar n-aș vrea să ne depărtăm foarte mult de Cluj, pentru că ați fost și la Baia Mare? Da, la Sighet. Și la Sighet. Aș vrea să vedem, că știu că avem imagini și aș vrea să le comentăm împreună. Ceva... Sighet ne-a fost semnalat după Borșa ca fiind ceva mult mai rău. Și este mult mai rău. Să vedem. Uitați-vă cum a căzut tencuiala. Asta este secția psihiatrie, partea de femei acuți. 10 paturi. Peretele e complet distrus. Sunt infiltrații acolo. Perna este un fel de burete vechi. Așternuturile sunt roase și vechi. Aici e baia. Nu există nimic de șters. Bună seara, sunt deputat. Și de ce filmați? Vă rog să ieșiți afară. Dumneavoastră cine sunteți? Eu sunt aici, lucrez la spital. Ce anume? Șoferul spitalului. Aveți aici. Șoferul este pus pe post de paznic. Da, Sighet. Deci astea sunt imaginile de la Sighet. Ai văzut pereții aia cum arătau? Pe jos era, probabil că niciodată de când s-a construit, nu și-a pus nimeni problema să dea o față umană a acestui loc. Să nu mă mai simt ca într-un lagăr odată ajuns acolo pacient. Pentru că foarte mulți dintre pacienții internați acolo sunt conștienți de condiția pe care o trăiesc. Când a fost tragedia de la Săpoca, primul motiv a fost lipsa de personal. Dom'le, n-avem personal. Era o groază de oameni. 800 și ceva de oameni. Păi cum să ai tu personal când oamenii și asistenții și cei pregătiți n-au acces la aceste posturi pentru că ele sunt vândute? Cum să ai tu oameni dacă oamenii n-au bani să dea să ocupe un post? Deci ăsta e sistemul în care tu te plângi că n-ai personal, dar personalul nu vine că tu s-ar putea să-i ceri niște bani. Deci eu mă aștept să vedem foarte multe controle, ne așteptăm la niște anchete penale, pentru că în aceste locuri, imaginează-ți oamenii ăștia primesc niște bani. Pensii, moșteniri, indemnizații de handicap. La Brașov. Cei internați. La Brașov, suma totală pe lună care se strângea din aceste venituri era de 23.000 de euro. Când a ajuns actualul director acolo și s-a uitat în bisterie, nu era niciun ban. Toți banii erau gestionați de asistentul șef, dar eu cred că nu era singur. Banii pacienților sunt furați. Eu îmi asum această discuție și o să rămână imprimată și o să vedeți când intră parchetele în aceste spitale, veți vedea că banii pacienților sunt furați. A depus o plângere la parchet, după care a făcut ordine în venituri și a constatat că lunar, după ce pacienții își cheltuiau banii, da, pe diverse cumpărături, exista totuși un excedent de 70.000 de lei. Făcând un calcul, a rezultat o pagubă de 500.000 de euro în banii pacienților. Păi cam cât suflet ai tu să iei banii de la oamenii ăștia? Cum să faci așa ceva? Când tu știi că ei mănâncă mâncarea pe care o mănâncă, trăiesc în condițiile în care trăiesc. 7 lei pe zi. Deci la nu pot ieși să-și cumpere Pădureni, nimic. La Iași, mâncarea era 7 lei pe zi și oamenii se străduiau. Am văzut că la bucătărie arăta destul de bine mâncarea, nu știu de unde iau acelea. Dar cine mănâncă cu 7 lei pe zi? Deci vreau să știu ce politician, ce manager mănâncă de 7 lei pe zi. Ce a fost la Sighet foarte, foarte rău? La un moment dat întreabă colega voastră pe o asistentă de acolo: doamnă, am o întrebare. Dumneavoastră ați dormit pe patul ăla?
Pentru că ați văzut că perna înseamnă să tai din burete, de la brut, de la industrial și pui capul ca pe o piatră. Întrebarea este, oamenii ăștia care lucrează cu ar dormi pe saltea aia infectă? Păi eu l-am întrebat pe managerul de la Socola dacă mănâncă mâncare. Așa zis că da, eu sunt convinsă că nu. Pe bani, da. Pe bani, 7 lei. Aș da bani. Sunt sigură că mănâncă. Deci, sistemul de sănătate este populat de monștri. Asta este cheia, să muți oamenii, că întrebați care sunt soluțiile. Trebuie să extragi formele astea de viață, că nu sunt aceste amibe care sunt manageri, care sunt, nu știu, de la infirmier, care n-au milă. Deci trebuie să fie o metodă prin care noi să curățăm sistemul de acești monștri. Păi, pentru bine, că... și acum nu putem decât să vă urăm succes. Pentru asta că guvernul, facem. Noul guvern, sprijinit inclusiv de către formațiunea din care faceți parte, este proaspăt instalat. Îl sprijin dacă mișcă lucruri, dacă nu face controle, dacă nu ia măsuri în acest genocid. Este un genocid, nu sunt cuvinte mici. Deci, noi exterminăm 17.000 de oameni. Mulți sunt cu tuberculoze netratate. Nimeni nu întreabă dacă moare sau nu, dacă trăiește, cum trăiește. Dar pentru mine, mizeria este lucru de neacceptat. Să accepți că niște persoane stau două în pat, sunt pline de purici, se scarpină tot timpul și de păduc și să nu faci nimic, asta este ceva ce nu... De neacceptat, categoric. Ce nu pot trăi. Și nu e doar chestiunea politicienilor. Mai oameni buni, dacă trăiți în asemenea spitale, scrieți-ne. Vă promit că facem lucruri. Ministrul Sănătății promite că face. Dacă nu face, zboară. Asta e clar. Bună promisiune. Păi bună asta. Promisiune. Da. Înțeleg că domnul ministru a promis și că va trimite controle în toate aceste spitale și că vor urma demiteri. Le așteptăm. Pentru că nu poți să stai înșurubat într-un scaun, să privești la toate aceste lucruri și tu să afirmi că ești un manager de succes care a preluat spitalul cu datorii și l-a adus pe plus. Păi dacă asta înseamnă să fii un manager bun, înseamnă că nu cred că știi care e rolul tău un acolo. Un manager bun, continui să vorbesc despre managerul de la Brașov, da. Care imediat după cazul de la Săpoca, da. A povestit tuturor care a fost soluția lor la episoadele violente. Contract cu o firmă de pază, da. Care a fost pusă să repete intervenții în timp cât mai scurt. Adică acolo se petrece ceva noaptea sau ziua sau oriunde, iar firma de pază, cred că dintre toți angajații spitalului, e mult mai bine pregătită să intervină. Probabil mai ieftină. La spitalul Obregia, de aici din capital, atenție la ce spun, la spitalul Obregia, agenții de pază sunt folosiți să țină copiii să-i imobilizeze. Deci este luat portarul ăla de la firmă și este spune ține-l pe copil ca să-i fac tratamentul. Nu există nicio persoană care să calmeze, care să aibă este înfiorător și asta este informația de la o mamă care a stat acolo 3 luni. Sunt internate în spital, atenție, mame care însoțesc tineri sau copii cu boli psihice, li se inventează mamelor diagnostice de boli psihice grave. Pentru că nu există un sistem prin care mama să aibă un pat și mâncare pentru asta. Atenție, mame sănătoase sunt diagnosticate în fals, în foi de observație, cu afecțiuni psihice, pentru ca să poată să stea în spital cu copiilor, pentru că în absența lor, când i-au lăsat alte dăți, au fost, atenție, violați, au fost bătuți crunt de către personal. Și am mărturia unei mame care acum este în Suedia, care mi-a povestit că la Socola copilul ei a fost violat într-o seară, copil care consumase etnobotanice și era foarte agitat și scenele astea sălbatice au fost filmate la Siget sau în, nu mai țin minte, dar cred că la Socola era la Socola, dar ce a făcut personalul? A filmat, deci în loc să ia măsuri, niște oameni fără minte, o asistentă, a pus imagine pe Facebook. Ori oamenii ăștia, cum să spun eu... Astea de care spui, spuneți, sunt cele de la Târgu Jiu. Așa. Da. Deci în locul... Dom'le, nu poți să faci... Nu poți să mergi mai departe ca țară. Nu, dacă nu ne oprim și să spunem așa... Noi nu putem ajunge într-un asemenea loc din cauza stresului, nu putem avea o depresie ușoară. Deci oamenii cu o depresie ușoară ca
doamna de la Brașov. A fost introdusă... Boala ei a debutat cu o depresie, dar ulterior i s-a dat un diagnostic psihiatric. Nu l-am spus pentru că... Când a intrat acolo, dar a fost dusă într-un loc unde lumea urla, a fost... Dar... Nu s-a găsit un loc potrivit afecțiunii sale. Cati a fost, și mi s-a părut o declarație extrem de puternică dată de Cati, care a spus, când a văzut-o acolo, zice, vorbea ca mine. Aveam un dialog. Și m-am gândit că aș fi putut fi în loc cu ei și mi-aș fi dorit ca cuiva să îi se facă milă de mine. Deci pacienții ăștia, închiși acolo, nu pot decât să se roage la Dumnezeu că va veni un străin de pe stradă și îi se va face milă de el și va lupta 5 ani să-l scoată de acolo. Pentru că atât i-a trebuit lui Cati să se lupte. Și cine era doctorița care nu o lăsa pe Felicia să iasă de acolo și se împotrivea? Fix doctorița acuzată că a făcut studii clinice. Dacă a să ia mulți bani pe chestia asta. Deci, aici suntem. Aici suntem. Soluția pe termen scurt, controle. Controle, reevaluarea să vedem cum pacienților. Stăm. Să vedem cum stăm, absolut. Ca să știm exact care este starea pacienților și câți avem. Există un raport al Ministerului Sănătății pe care eu l-am răsfoit și din care nu rezultă grozăvile despre care noi vorbim aici. S-au dat, 100 și ceva de amenzi, 53 de sancțiuni și a spus Ministrul Sănătății, fostul Ministru al Sănătății, Sorina Pinta, că n-a trimis nimic la parchet, să nu încarce parchetele. Am dat sancțiuni și am dispus luarea măsurilor. Bine. Bun, asta este primul lucru pe care trebuie să-l facem. Primul lucru, controle, ca să facem un diagnostic al sistemului, da? Mai apoi, reevaluarea pacienților, să vedem cine ar trebui să stea acolo, internat, legat, medicat, și cine ar putea fi lăsat să-și ducă o viață normală. Toți pacienții țării ar trebui reevaluați? Eu cred că toți ar trebui reevaluați. Ne referăm la ce din secțiile de boli psihice cu certitudine și ne referim la ce spune managerul spitalului din Brașov chiar în prima propoziție. Aceste clădiri trebuie dărâmate și construite de la zero. Tu nu poți să ții oamenii într-un grajd. Deci nu... Îmi pare rău că nu pot să vă descriu imagine și mi se pare că acel ordin de ministru care interzice presei să intre în spitale trebuie imediat schimbat. Mi se pare complet aiurea ca după gard să rămână presa și eu ca deputat să fac munca presei. Nu este în regulă. Munca mea este să fac legi, este să cer demiterea acestor forme de viață. De ce trebuie să filmez eu și după aia să apar eu vedetă în presă cu chestia asta? Îngrosor, pe mine da. Nu mă interesează chestia asta. Eu nu vreau să intru într-o budă mizeră. Acolo trebuie să intre inspectorul DSP și dacă nu intră, trebuie demis imediat. Nu să așteptăm să vedem dacă vine sau nu. Și domnul Ministru al Sănătății trebuie să trimită la Borșa corpul de control, inclusiv corpul de control la DSP Cluj și să vedem, pentru că vorbim de neglijență criminală. Sunteți, nu vorbim de neglijență de serviciu că a pus... Sunteți în poziția de a face din interiorul guvernării presiuni ca aceste lucruri să se întâmple și să nu se întâmple cum scrie Anca Apan, mulțumim pentru mesaj, probabil că se va discuta acest subiect o lună și nu se va schimba nimic, va veni un nou ministru, un nou manager și va fi legat de mâini și de picioare, din nou nu vor fi fonduri și așa mai departe. Sunteți în această poziție de a face presiuni pentru ca lucrurile să se schimbe. Eu am venit după două luni la Borșa, tocmai ca să demonstrez că mă interesează ca acei oameni să nu facă iarna în acel loc. Și așa voi sta, deci vă asigur, în această iarnă o să mă vedeți din nou la Borșa, o să mă vedeți acolo și o să vă arăt pe un frig de minus 10-20 de grade, cum stau pacienții din Borșa. Deci pe domnul Tișe, indiferent de telefoanele pe care le dă, indiferent de ce face, el nu scapă de mine, pentru că datoria noastră este față de bolnav, nu față de partid, nu față de guvernare și față de sloganuri. Acum când vorbim noi, pacienții din Borșa sunt 26 într-un loc și folosesc încă baia aia mizeră care apare în imagine. Lucru inacceptabil. Nu trebuia 24 de ore, nu mai trebuia să doarmă nimeni. Nu, toat satul ăla, toată comunitatea trebuia să zică unde trăiesc. Locuințe modulare, aducem curent, tragem apă, luăm bazine. Dacă te interesează. Nu dacă poți să spui senin ca medic de gardă cum sunt spălați acei oameni. Cum sunt spălați? Păi unii afară, alții înăuntru la două zile. Vreau să o întreb pe doamna doctor. Dumneavoastră vă spălați la cisternă? Vreau să întreb, este foarte simplu. Până acum trei ani de zile, atenție, în satul Borșa, nu exista apă curentă pentru nimeni. Deci apa venea la oamenii ca la niște vite, ca în evul mediu cu cisterna.
Ori eu vă spun un lucru. Una dintre soluțiile fundamentale este să acceptăm că oamenii aceștia sunt semenii noștri, să le arătăm dragoste și grijă și să-i scoatem din păduri. Adică, da, gândiți-vă că am fost la Giurgiu. Păi, spitalul de acolo nu era nici în Giurgiu, era la 77 de kilometri de București, da, și la 60 ceva de Giurgiu. La o margine de drum, așa sunt niște clădiri de 150 de ani, unde s-au investit fonduri europene, care când pui var la jeg sau la rahat, crapă. Și s-au băgat tone de bani. Firma de pază de acolo, dacă îți aduce aminte, era unui deputat de Giurgiu, unui fost deputat care m-a sunat la prânz, m-a trafoxat spunând: domnul deputat, cinste și onoare, nu știi cum să ne purtăm cu dumneavoastră, dar vă asigurăm de tot sprijinul, angajatul meu, n-aș știu ce să spună. Când de fapt ăla era terminat, avea 1200 de lei pe lună și dacă e contractul ăla de pază, ce păzeau ăia? Că eu am intrat până în capătul celălalt, și la Sighet, și la Socola. Veneau disperați. Zona asta este închisă. Și cum am intrat eu aici? Deci nu exista niciun sistem de siguranță. Am întrebat la Sighet până am răgușit 20 de minute. Vă rog să-mi spuneți, dacă apare un incident în această clădire, cine răspunde? Și a venit un șofer în sandale, mizerabil, era puțiat de duh, deci era incredibil de murdar, a venit să ne spună: ce căutați aici? Dar dumneavoastră ce calitate? Sunt șofer, adică șoferul e și ăla care spală morții, și el care îi cară la morgă, și ăla care îl face de pază. Nu există niciun sistem de îngrijire a pacienților. Am intrat până în ultimul salon fără să am sentimentul că acolo există un sistem de îngrijire. Asistentele râdeau, unei își făceau unghiile, masa se dădea niște gamele, le cărau cam în vremea războiului. De ce se întâmplă asta? Suntem 500 și ceva de parlamentari. Bă, dacă ai lua o bucățică, dacă ești în Comisia de Agricultură, du-te și vezi de irigație, dacă ești la sănătate, intră în spital. Nu ne facem treaba. Adică noi ca societate suntem reci. Bă, ce zice presa? Bă, ce face ăla? Bun, dar dincolo, după ce s-au stins camerele, cine se duce acolo să vadă, bă, oamenii ăia trăiesc într-un pat decent? Băi, cât e să schimb o saltea? Noi vorbim tot timpul despre soluții și Paul a început să spună că acele locuințe modulare, da, de exemplu, și că ar putea fi făcute în foarte scurt timp. Și am văzut asta la România Te Iubesc în nenumărate rânduri. Casa Share este unul dintre exemple că se poate face cu ajutorul comunității imediat. Rapid, într-o lună se face totul. Dar aici este treaba statului. Păi noi suntem statul. Noi toți responsabili. Voi sunteți parte din această... Eu nu separ politicul de zona civică. Poate că este o greșeală că sunt un ONG-ist la bază. Dar la mine nu pot să-mi spui: eu ajut pacientul cu insuficiență renală până acasă. Trebuie foc de lemne. S-a stricat, nu știu, mașina de spălat. Suntem o comunitate, primăria, oamenii de acolo. În mod normal, primul comunicat al Consiliului Județean Cluj a fost: nu e adevărat. Nu e adevărat, da. Exagerează. Mai sunt câteva zile și se deschide clădirea. Ce m-a enervat pe mine foarte tare la Cluj a fost că ei au mințit. Deci imediat după ce au apărut primele imagini, comunicatul lor a fost: nu este adevărat, domnul deputat nu a arătat clădirea nouă construită în care noi ne mutăm imediat. Deși ei știau la momentul ăla că n-au autorizare, că au greșit proiectul, că n-au canalizare. Deci au ieșit cu aceste minciuni ordinare, spunând că imediat ne mutăm, adică de ce n-a arătat și clădirea aia nouă? Uite că ne-am dus pe două luni, clădirea era tot nefolosită și am înțeles din discuțiile și cu doamna manager și cu președintele Consiliului Județean că nu va fi prea curând. Paula, domnule deputat, cumva am ajuns spre finalul acestei discuții la o idee care poate că e nouă în societatea română. Poate că sunt niște lucruri de care n-ar trebui să lăsăm doar statul să se ocupe. Ar trebui și comunitatea să pună mâna, să pună lopata, să pună sacul de ciment. Paula, se schimbă? E un lucru care trebuie să se schimbe în felul în care privim cei mai vulnerabili dintre semeni? Și poate că asta e soluția, într-adevăr, să punem presiune prin, nu știu, prin primărie, prin comunitate, disponibilă și să construim împreună ce e de construit? Noi avem această...
nici nu știu cum să-i spun, lipsă de empatie, poate venită din perioada comunistă, când cei care aveau probleme psihice sau handicap erau considerați cu defect și erau închiși în aceste conace și castele, la margine de lume, ca să nu-i vadă nimeni. Și noi toți am erau crescut... rușine. Rușine. Noi toți am crescut cu acest... că persoana cu handicap era ceva foarte rău și de care trebuia să ne ferim. A rămas în majoritatea dintre... Sunt acolo, nu vrem să vedem, mai bine nu-i să nu vrem știm. La școală, între copiii noștri, nu-i vrem în autobuz, nu știm cum se descurcă. Cred că o vizită, nu se întâmplă absolut nimic dacă te duci să faci o vizită. Ecaterina Gogoianu a salvat femeia aia aducându-se să ducă niște ciocolată pe care o primise în exces la fundație. Nu se întâmplă absolut nimic dacă intri acolo și vezi că sunt oameni ca tine, ca noi toți, care cu puțină grijă, mi-amintesc și acum imaginea, n-am putut-o difuza pentru că trebuia... Era un pacient la Socola care mi-a frânt inima uitându-se la mine și îmi făcea așa cu degetele, îmi făcea așa cu degetele și îmi cerea bani. Și mi-am dat seama că de fapt îmi arăta că plânge că nu are bani. Era o persoană care nu putea să vorbească. La fel am găsit un pacient la Borșa care după gard îmi scosese mâna și mi-arăta că voia bani. Și l-am întrebat ce face cu banii și atunci mi-am dat seama că nu poate vorbi și un alt pacient mi-a spus că mai trimit asistenții în sat la magazin să le cumpere câte ceva. Deci oamenii ăștia sunt... pur și simplu ți se rupe sufletul să intri acolo. Cred că un pic de empatie din partea noastră și obligatoriu autoritățile să-și facă ar putea rezolva parte din această problemă. Și camere de supraveghere. Asta este o altă discuție. Este incredibil în cât de multe mărturii mi se spune pacienții sunt bătuți. Mă uit la oamenii ăștia care fac asta. Băi, ființă fără... Cum poți să dai într-un bolnav? Cum poți să lovești? Nici animale nu fac asta. Deci asta este pentru mine incredibil. Să bați copii cu boli psihice, să bați adulți, să folosești bătaia în halul în care se folosește, este dezumanizant. Apoi, un lucru fundamental care poate fi schimbat mâine. Măi, oameni buni, mâncarea. Doamne, este ceva îngăzut. Deci să dai mâncare în aceste așezăminte ca la porci. Să te comporți cu o ființă umană în halul ăsta, să nu cumperi o saltea curată, să nu pui căldură. Păi căldură, curățenie, noi suntem o țară bogată, noi avem resurse, dar nu ne pasă. Și vreau să spun un lucru fundamental. Când spunem statul, hai să spunem noi, pentru că dacă oamenii din satul Borșa ar fi făcut un protest, spune, bă, noi de 30 de ani știm că după acel loc este un infern. Și protestul ăla ar fi determinat Consiliul Județean, primăria să facă lucruri. Nu poți să-ți arunci semenul bolnav după gard și să spui acolo e tatăl cuiva, e fica cuiva. Hai să ne purtăm frumos unii cu alții, că nu facem asta. Da. Da. E partea soluției. E partea soluției. Nu putem să spunem decât că vom continua să urmărim cu ce se întâmplă. Cu siguranță eu o să merg la aceste spitale în continuare și o să vedeți că mă ține cuvânt. În regulă. Mult succes, să puneți presiune pe noul guvern și pe majoritatea formată în Parlament. Promite. Ca aceste eu măsuri. Da. Din care fac parte. Amândurora. Da. Suntem parte a soluției acum. Nu ne ferim de ea, sunt responsabili de asta. Absolut. Mulțumesc tare mult, Paula. Mulțumesc tare mult, domnule deputat. Greanu. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, regăsiți înregistrarea podcastului nostru pe știrileprotv.ro, pe site-ul nostru romaniateiubesc.știrileprotv.ro, pe YouTube suntem pe contul oficial România Te Iubesc și, evident, pe Facebook. Pentru toate comentariile, vă mulțumim. Toate bune!